Arta este o formă de comunicare. Prin ea îl căutăm pe celălalt, destinatarul privilegiat al gândurilor și sentimentelor noastre. Nu putem ignora nicicum felul individual de a fi, tradițiile locului și țării, aspirațiile neamului tău. Aceste valori le dobândim prin naștere, prin exercițiul educației, prin asimilarea celor mai diverse valori, etice, estetice, de existență. Vadim Palamarciuc s-a născut la 27 aprilie 1970 în orașul Chilia, regiunea Odessa. În 1990 a absolvit Colegiul de Arte Plastice. Din 1992 până în 1999 a studiat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și Academia de Arte Plastice din Odessa. Din 2000 este membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. Vadim, care a trecut câteva școli serioase de artă plastică, școală superioară, sigur că a trecut anumite rigori academice, dar care treptat în formarea lui artistică, poate că au cedat locul intuiției sale, poate anumitor sentimente, anumitor lucruri poetici care el le vede în simplitate. Vadim se trage dintr-un neam în care bărbații își alegeau sau profesia de marinar sau de militar. Tatăl lui, Vladimir Palamarciuc, a fost primul care a încălcat tradiția și a ales o altă cale și a devenit pictor. Vadim însă până la vârsta de 14 ani nu și-a dorit să urmeze studiile în domeniul artelor plastice, deși a învățat la școala de pictură. A încercat să facă sport, îi plăcea boxul. Dar peste un an tatăl a reușit să-l convingă să continue studiile la Colegiul de Artă. Nu a trecut mult timp și Vadim a înțeles că arta plastică este destinul său și calea pe care o va urma în viață. Pictura la momentul zilei, să zicem, o putem împărți în două mari probleme. Una, care rămâne fidelă realismului, clarobscurului și în genere fantasticului care izbucnește din pânză, pictură și pensulă. Și a doua problemă e măestria sau acest iluzionism al picturii care de fapt frapează poate fi înlocuit cu un soi de idei pur estetice și plastice. Nu? În unele cazuri ele se numesc conceptualism, în altele cazuri formalism de la cuvântul formă, dar esența nu se schimbă. Am vrut să te întreb pe tine, Vadim, în pictura bidimensională, acum, de ultima oră, care tu propui spectatorului, tot mai mult și mai mult se vede măestria iluziei, să zicem așa. Tu de-am nu mai pui problema că să arăți un volum facturat, nu mai arăți problema unei fieți interesant lipite, plastic. În schimb, totul devine ca un joc a unei abstracțiuni în care factura apare ca ceva neobișnuit pentru tine și nefiresc. Vreau să îndrăznesc să spun că contactul tău cu ceramica, cu sculptura, totuși și-a făcut, și-a lăsat o anumită amprentă, fiindcă această facturare și această expresie care este proprie ceramicii, o vedem tot mai frecvent și mai frecvent. În schimb, compozițional nimic nu s-a schimbat, doar tot nu mai trecut de la legile picturii figurative la legile picturii decorative. Iată, de ce așa o schimbare s-a petrecut? Tu crezi că ca expresie aceste metode a artei decorative sunt mai eficiente, sunt mai interesante pentru tine decât clar-obscurul? Влияние керамики я вижу, вернее, оно должно было, наверное, повлиять на моё творчество, потому что мы работаем вместе. С моей женой, она керамистка, мы, конечно, влияем друг на друга, и многие
моменты в ее керамике влияют на мою цветовую, на палитру. Я думаю, что ты правильно заметил этот момент. И это еще одно раскрытие темы в моем творчестве, то, что ты называешь фемеей. Влияние этой моей женщины на мое творчество. Vadim și Tatiana Palamarciuc sunt parteneri de viață, iar în creație, deși practică diferite genuri ale artelor plastice, se ajută reciproc prin căutarea noilor idei și mijloace de exprimare. Fiica lor, Katia, care a crescut în acest mediu, a urmat calea părinților și studiază la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. Мы сосуществуем в одном пространстве, в одной мастерской. И, естественно, влияем друг на друга. Наше творчество перекликается. Цветовая гамма где-то похожая. Современное искусство зачастую агрессивное, вызывает не очень положительные эмоции. Но вот Вадимино искусство, оно в основном позитивное. Мир каких-то сказок, мир мечтаний. Про выставку я могу сказать, что, во-первых, мне она очень нравится, и в одном интервью папа как-то сказал то, что на прошлой его выставке в 2017, кажется, году, которая тоже проходила здесь, в Бранкуше, он заметил, что в его работах слишком много желтого цвета и вообще теплых оттенков, и он решил поэкспериментировать, отойти от этого, и можно увидеть действительно новые работы, в которых появились холодные оттенки. И поэтому его эксперимент прошел успешно, в его работах очень много рыб, и это влияние того, что он родился на Дунае, и его детство прошло там, рядом с рекой, и поэтому его, можно сказать, вдохновляет рыбы и вообще морская тематика. И также у него очень много девушек, которые похожи на мою маму, поэтому она его муза, она его вдохновитель. Eu am avut acest interes față de pictura lui întotdeauna, dar ce mi-a plăcut mie la primele etape, că el pornea de la o tradiție universală. Da, sub o formă stilizată, monumental stilizată, sub o formă intenționat naivă, se descopereau anumite influențe care veneau nu numai din pictura naivă, dar și din toată istoria artelor. Aici puteam să observăm niște interese a lui estetice față de Bruegel, dar mai mult poate aș spune chiar de Jan Steen, când așa niște subiecte anecdotice, o fabulă anecdotică ușoară, este dezbinată, dezlegată, jucată, dacă vreți, într-un anumit sens plastic. Și acest interes, nu într-un anumit sens, pentru țărănesc, pentru un anumit grotesc, unde el râde de oameni, râde cu bunătate în pictura lui. Unde el ironizează, unde el glumește, unde el este liric în același timp. Treptat, treptat cedează locul unor lucruri care îl îndepărtează de la fabula literară într-o nouă zonă, într-o zonă a culorii, într-o zonă a facturii, într-o zonă a petii de culoare, a expresiei plastice. Iată, el încetșor subiectul literar îl înlocuiește tot cu mai multă profunzime artistică. Până unde ai să mergi tu în aceste
îndepărtări de la figurativul tău, de la un conținut care sugera figurativul atât de clar, în dimensiunea aceasta, cum am spus, a decorativului, a unor frumuseți, să zicem, cromatice, a unor căutări cromatice, care tot e o problemă estetică destul de mare. На этот вопрос ответить сложно, потому что жизнь, вернее, творческий путь мой, слава Богу, продолжается. Я надеюсь, мы пройдем этот, всем человечеством пройдем этот сложный этап. И до какого момента я буду идти в абстракцию? На этот вопрос я ответить не могу. Свой творческий путь я предсказать не смогу. Chiar și cu trecerea anilor, destinul creatorului rămâne o enigmă. Există prea mulți factori care pot influența artistul și opera lui. Chiar din primii ani de activitate, Vadim Palamarciuc a înțeles că trebuie să ai propriile viziuni în artă, în exclusivitate temele care te preocupă și propriile abordări ale coloritului. Unor cărți cu adevărat de valoare, care pictează în mintea cititorului diferite locuri, diferiți eroi, diferite întâmplări, diferite lumi. În această expoziție găsim 21 de picturi, care de fapt sunt 21 de povești, deoarece fiecare lucrare înrămează în sine, nu doar un colorit foarte frumos și o poziție foarte reușită, dar o istorie care stă în spate. Fiecare personaj, fiecare element, fiecare simbol povestește despre ceva. Adică pictura își deschide ramele și lasă la infinit să curgă din ea anumite trăiri ale autorului. Fie vin ele din copilăria petrecută la chilia, în locuri atât de frumoase, în locuri atât de pitorești, un element foarte important din pictura autorului care duce direct la copilăria petrecută pe malurile apelor este simbolul peștelui. Alt episod foarte important și foarte emoționant din viața autorului este circul. În aceste lucrări vedem acea emoție, acea trăire pe care a avut-o autorul atunci când a activat într-un circ, atunci când a văzut cum se întâmplă dinăuntru toate aceste povești, atunci când a simțit cu adevărat emoția aflându-se lângă actorii care, punându-și viața în pericol de multe ori, îi fac pe privitori să fie fericiți. Был у меня период жизни, когда я работал в цирке, был художником, и наблюдал эту жизнь изнутри. К примеру, там все это, когда проходит у тебя перед глазами, когда это их жизнь кипит, это очень интересно и захватывает. И, конечно, это все очень интересно. И когда уже начинаешь переосмысливать это у себя в мастерской, то эти сюжеты, конечно, захватывают. Где important pentru tine pictura din natură? Ai nevoie tu de a mai picta din natură, fiindcă eu țin minte, ai avut niște subiecte pictate direct din natură în calitate de peisajist, să zicem, iernile erau fascinante, pur și simplu.
На данный момент я не представляю на выставке свою этюдную, пейзажную живопись. Но мне она все-таки остается интересна, и я думаю, что эти выезды на этюды, они нужны все-таки художнику. Я к ним определенное время относился, как музыкант должен постоянно играть и поддерживать свой профессиональный уровень. И мне кажется, что все-таки этюдная деятельность, она помогает. Вообще любой выход на природу – это изучение. Ну да, изучение природы. Все, что мне нужно для творческой работы, оно есть все в натуре. И те же фактуры, и цвета, которые нигде, кроме как в природе, найти невозможно. Природа – это всегда был для художников учитель и вдохновитель. Из природы каждый художник для себя может найти что-то интересное. В этом году мы выезжали уже в разные места, и везде, конечно, особенно зимние пейзажи, все очень красиво. Vorbesc despre altceva, de a picta tablouri din natură. Până la urmă, cei mai mari pictori din lume, ei au pus în față natură și asta nu le-a scăzut din marea lor grandoare, să zicem, ca artiști. Eu despre asta acum spun. Ai nevoie de natură sau de acum natura pentru tine e ceva depășit și tu mai mult și mai mult vrei să te exteriorizezi prin trăirile tale ascunse, prin subiectivul tău care tu îl scoți nu privind cu ochii, dar mai bine spus ascultând sufletul tău, natura proprie. De ce eu te-am întrebat despre asta? Fiindcă acum se observă o dominantă a unor culori primare care poate nu ți erau proprii. Au apărut contraste puternici dintre roșu, albastru, mai puțin galben, mult violet. Culoarea asta, de unde e vine, fiindcă marea majoritate, să zicem, a foviștilor, ei, când erau exprimați în culoare, ei totuși porneau din natură, de acolo ei o vedeau, ei vedeau această fantasmagorie a culorii. Dar de unde la tine atâta culoare, atâta putere, fără natură? Adică ce ar însemna asta? De ce așa o violență, să spunem, care poate nu ți era proprie, pentru lucrările mai pastelate anterior făcute. Я оформлял один ресторан в Кишиневе, и все, что было в раскрытии этой темы, я подчеркнул из бутученских своих этюдов. И теперь, к примеру, очень многие сюжеты, они сейчас перешли в серию сюжетов для моей выставки. Влияние вот таких вот моментов в жизни повлияло на раскрытие целой темы из сюжетной темы из пяти работ. У меня будет такой квадриптих, получается, на национальную тему.
картины Вадима, они очень гармоничны по цвету, по форме, по композиции, по тому информационному состоянию, которое они переносят. И я не случайно, как психолог, вот арт-терапевт, остановилась вот у такой прекрасной картины, где маленькая девочка смотрит в зеркало. По сути, это то, о чем говорят вообще самые великие. То, какими мы себя видим, такими мы и становимся. И это такая магическая трансформация. Благодаря искусству мы многое знаем о том, что происходит в мире сейчас, раньше. Художник, по сути, это тот человек, который транслирует информацию в мир вокруг нас. И что мне важное бы хотелось отметить, и как художнику, и как арт-терапевту, что то, что искусство в нашей стране развивается благодаря хорошим мастерам, это прекрасно. Прекрасно, что молодое поколение может приходить, смотреть и учиться. Потому что это то, по сути, что мы, художники, передадим дальше в наш мир. Cum, de fapt, evoluează un pictor? Care sunt factorii care îl fac pe dânsul matur, profesionist, expresiv, modern? Întotdeauna s-au, în acest sens, s-au evidențiat două tendințe. Una, asta e școala care o primești. A doua, asta era tradiția pictorală. Totuși, cum n-ai da, orice artist, el are anumite preferințe, care tot vin de la artiști. Asta de acum e fără rost ca să ne mai repetăm, că fiecare mare artist a avut un predecesor, un învățător, a avut un, să zicem, o autoritate indiscutabilă. De pildă, să știi despre școala lui Fieschen, școala lui Filonov. Deci, acești pictori care au venit după ei, ei tot sunt interesanți, dar ei au avut în spate așa o tradiție puternică, adepții cărora au și fost. Iată, Vadim, am vrut să te întreb, tu în genere ai autorități în artă, în pictură? Tu ții cont de asta, de un artist mare, de un alt artist care cumva influențează asupra ta? Sau pentru tine asta e absolut indiferent, tu te axezi numai pe propriile tale reflecții? Один из моих любимых художников – мой отец, и очень много других художников. Опять-таки, в эпоху интернета сказать, что кто-то или кого-то из них выявить очень сложно. И я думаю, что это опять-таки творческий путь. Где-то влияние одного художника, где-то другого. И на данном этапе я, ну вот, как бы обобщить, как бы сказать, выявить из этого огромного букета каких-то там несколько даже фамилий я, наверное, не могу. Так, не реферим ла формула луи абстракты, я-то видим, а еще у лукраре ин албастру, пати ин департат. Să avem o asociație că e o cupă, că e ceva legat de un anumit simbolism, sau o altă lucrare avem acolo vis-a-vis, parcă ceva se conturează un figurativ. Deci, Vadim, el dă acum prioritate spectatorului mai mult, el îl face cooperant la lucrările sale. Dacă vrei să vezi ceea ce vrei să vezi, poftim, eu nu-ți închid granițele, discută cu mine. Intră în dialog, fii receptiv și în acest sens, desigur că el e absolut armonios ca artist care se mișcă pe formula abstractă.
În ceea ce privește lucrările lui, cum am mai spus înainte, care aveau un contur figurativ clar, cu intercalații de ornament, de portret, de peisaj, cu o simplă, o puternică, mai bine spus, doză de naivitate, dar în această naivitate este o forță. Despre aceste lucrări se poate dispus că asta nicăieri nu o să plece din creația lui. Și eu sunt absolut convins că o să revină și o să revină, chiar dacă el o să experimenteze și o să dea tribut stilului nou. Vadim Palamarciuc are lucrări în galerii private din Federația Rusă, Germania, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Moldova, România, SUA, Turcia, Ucraina, Ungaria. A participat la multiple tabere de creație, la Cernăuți, Odessa, în Republica Moldova, la Cimișlia, Butuceni, Parcova, Kamenka, Comrat, în Lituania, la Vilnius și în Belarus, la Grodno. Aceste lucrări ne poartă dincolo de pictură, dincolo de acordurile cromatice, dincolo de istoria culorii. Ele au miez, ele sunt vii și sunt, nu știu, eu le asemăn cu niște cărți în care fiecare dintre noi poate citi același text, dar îl poate interpreta absolut diferit. Nu e nimic bătut în cui în creația lui Vadim, dar sunt niște lucrări experimentale, destul de curajoase, care ne dau nou spectatorilor, amatorilor de artă, un nou flux estetic. N-aș spune conținut, dar ne fac cooperanți la creația lui. Я благодарен тому, что выставка эта состоялась со Союза художников, потому что все-таки, несмотря на это тяжелое время, то, что переживает все человечество, но художники должны работать, и мы создаем произведение искусств, несмотря ни на что. И вот все-таки я получил стимул, и вот из 21 работы, которая здесь представлена, 7 новых работ, и считаю, что это все-таки шаг в моем творчестве, и я попытался поменять немножко стиль, немножко палитру, и мне кажется, что удалось.